Bună seara, doamnelor și domnilor! La a treia seară din cadrul colocviilor, Horia Berneac, titor și prieten. O seară în care avem invitate personalități de seamă ale culturii românești. Horia Berneac a fost un om de cultură, mare artist, un artist de geniu și un om de cultură implicat în viața civică, în mersul acelor vremuri în care a trăit nu de mult, după Revoluție. Și pentru că avem acești doi termeni în discuție, ca titlu al acestor colocvii, ctitor și prieten, cred că ne vom referi în această seară, împreună cu invitații, la aceste două dimensiuni ale personalității lui Horia Berna pentru cei care sunt împreună cu noi. Și am bucuria să vi prezint pe domnul Teodor Baconschi, pe domnul Horia Roman Patapievici și pe domnul Costion Nicolescu. Toți trei prieteni foști și actuali, nu ai lui Horia Berna. Eu aș începe prin a-l ruga pe domnul Horia Roman Patapievici să contureze pentru început, așa în câteva cuvinte, cum și l-a păstrat sau cum și-l păstrează în memorie pe Horia Berna. Adică o rememorare. Un mic portret pentru a deschide discuția. Horia Berna este singurul om care mi-a spus Horica fără să mă enervez, ca să mă distingă de el, el fiind adevăratul Horia, îmi spunea Horica. Era imperativ, cald, era un fel de urs mare și blând, care vorbea puțin răstit, când lăsa mesaje pe reponder, ele sunau în felul următor. Hai bă, Horică, deschide, știu că ești acolo. Am multe amintiri cu Horia Berna, m-am bucurat de prietenia lui, a fost una dintre marile întâlniri pe care Dumnezeu mi le-a dăruit atunci când, odată cu țara care a reintrat în posesia noastră, mi-a dăruit libertatea și spațiul public. E una dintre marile mele întâlniri. Aș vrea să evoc cu el ultima noastră întâlnire. M-am dus la Muzeul Țăranului Român. Era sfârșit de noiembrie 2000 și am discutat, am mâncat ceva acolo la el în birou. Era vremea prânzului, prânz spre după amiază. Și mi-a zis, mă, are părintele o palincă foarte bună. Și părintele de la Mavrogheni, unde este înmormântat. Și a produs o palincă care într-adevăr era foarte bună. Și i-am spus, mă, trebuie să plec acum. Și am dat să plec. Și el mi-a spus, tu nu mă îmbrățișezi? M-am întors spre el și era îmbrăcat cu gustul acela pe care el îl avea. Era un bărbat frumos, înalt, în care vârsta să pase expresivitate, demnitate, o prezență a Duhului, și o tristețe. Atunci am văzut tristețea din privirea lui Horia Berna. L-am îmbrățișat, îmbrățișările lui, ca și strângerile de mână, erau viguroase și, coborând scările, mi-am zis, sper că nu-i de rău augur, faptul că mi-a zis, bă, tu nu mă îmbrățișezi? Și aia a fost ultima îmbrățișare pe care i-am dat-o. El a murit în 4 decembrie 2000. Se vor face
20 de ani de la moartea lui în decembrie, pe 4. A murit în ziua în care a murit și Noica, tot într-un 4 de decembrie. Și astăzi este a doua zi după ziua lui. El s-a născut de înălțare, de înălțarea Sfintei Cruci, în 38. Ar fi împlinit, deci, 82 de ani. O vârstă cu totul plauzibilă. Pentru că Horia a murit în plină forță. Era o forță creatoare, el nu devenise un pictor care să trăiască din propria lui manieră, era inovativ, viu, alert, avea o agerime și o atenție a percepției extraordinare, era pur și simplu îndeplinătatea puterilor lui. Era frumos, era bun, era deștept, era genial. Și așa a murit. Permit acum să mut atenția spre domnul Teodor Baconski. Ați fost alături de Horia Bernea în tumultul acelor ani, 90, când și în biserică se întâmplau prefaceri, se încerca să se mai așeze niște lucruri după perioada aceea de tristă amintire. Cum? Cum a fost? Cum l-a simțit implicat pentru binele bisericii și al țării? E adevărat că l-am cunoscut în sesiunile tumultoase ale grupului de reflecție pentru înnoirea bisericii. Erau un grup de personalități, nu mă număram printre ele, funcționam ca un fel de secretar juvenil al acestui areopag duhovnicesc. Era un grup compus din figuri necompromise prin colaborarea cu fostul regim din biserică, dublate de laici. Aș putea aminti câteva nume, mă gândesc că erau totuși ca un staroste incontestabil ursuzul și aprigul Bartolomeu Anania, mereu absenți, dar dispuși să-și împrumute prestigiul părintele Stăniloae și părintele Galeriu, totdeauna prezenți și polemici oameni ca Sorin Dumitrescu, părintele Iustin Marchiș, fiul învățatului Onisifor Ghibu, Octavian O. Ghibu, și, cum spuneam, Horia Bernea. Grupul s-a constituit la Andrei Pleșu în decembrie 89 acasă. A trecut pe la guvernul provizoriu pentru a primi vreo autorizație, ci pentru a anunța că ne-am constituit și a încercat să reflecteze asupra ce trebuie să facă Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri, într-adevăr, tulburate, în primul rând, de retragerea dorită de unii, temută de alții, a Patriarhului Teoctist, o retragere care s-a dovedit temporară, pentru că ulterior a revenit asupra deciziei. Și pot spune că nu eram eu prea introdus în elita bucureșteană, eram un om de 27 de ani, practic, Horia Bernea a fost cel mai frumos cadou uman pe care libertatea mi l-a adus, pentru că n-a fost doar o întâlnire semnificativă, impresionantă, memorabilă, a fost o intrare a lui în viața mea. Horia, pot să te consolez cu gândul că nici pe mine nu mă irita apelativul Tudorele, care, sigur, n-ar fi fost acceptabil în cazul oricui altcuiva. Deci a intrat în viața mea încet, cu pași constanți, devenind până la urmă și o rudă spirituală atunci când la Mavrogheni l-a botezat pe fiul meu Ștefan Horia. Și s-a întâmplat că în acel scurt deceniu, în fond, 90-2000, până la plecarea lui prematură dintre noi, am fost foarte des împreună,
atât de des și atât de apropiați încât să putem transcrie și aranja în pagină acele insistente conversații romane pe vremea primei mele misiuni diplomatice pe lângă Sfântul Scaun, când Horia Bernea era pentru 6 luni la Academia din România și când, luându-mă de mână după orele de program, ca să zic așa, mi-a dezvăluit o grilă de lectură a civilizației romane și a Romei pe care, la care n-aș fi avut acces, în ciuda faptului că eram mult mai echipat istorico-filologic decât pictorul din dreapta mea, dar mi-a descoperit prin categoriile esteticii lui, despre care poate vom apuca să spunem câteva cuvinte, ceea ce mi se pare și azi a fi privirea justă, adevărată, asupra geniului Romei. Bineînțeles că toate aceste întrevedere au fost punctate și cu niște semnale de alarmă, de pildă cum începuse să acuze probleme cardiace din ce în ce mai impresante. Odată știu că s-a întors, eram încă în misiunea de la Vatican și s-a întors de la Paris, unde fusese la un consult medical și pur și simplu i s-a făcut rău chiar pe aeroport. L-am dus la spitalul Fate Bene Fratelli, pe targă cu salvarea. Și apropo de vulcanica lui neliniște, premonitorie întrucâtva, pentru că funcționa atât de trepidant încât părea să aibă conștiința faptului că în clepsidră nisipul se cam termină, l-am găsit până și la spital a doua zi în șezut cu carnetul de acuarele în plină activitate și după care nu m-a mirat că bruscând un pic protocolul medical le-a spus medicilor că el nu mai stă acolo și trebuie să-l externeze pe riscul lui și așa. Nu putea să stea locului, nu putea să detesta imobilitatea și mental și sufletește, era o ființă dialectică și umplea întotdeauna spațiu. Mi-aduc aminte, pentru că am început această evocare cu reuniunea grupului de reflecție pentru noirea bisericii, indiferent unde ne-am fi strâns, când ușa se deschidea și intra Horia Bernea, umplea brusc tot spațiu. De obicei, creatorii au o inteligență de ventriloci, se exprimă în pofida unui fizic îndeobște debil. La Horia, deplinătatea interioară era perfect conturată și în prezența, în glasul lui, în felul lui de a gesticula, în această dezinvoltură niciodată vulgară, niciodată căzută în familiarisme discutabile. Era un lord pe dinăuntru și se simțea asta din felul în care reușea să nu facă lauda țăranului român cu țărănisme de intelectual care ruralizează, de fals țăran care se vrea țăran și care nu-i stă bine. Nu, el era clar decantat și genealogic dintr-o familie care dăduse deja spirite ilustre și pe care o continua într-o logica duratei lungi, vom vorbi poate despre felul în care privea el ceea ce aș numi un fel de protocomunitate europeană neolitică și prin urmare era un tot organic, organicitatea fiind unul dintre conceptele lui favorite și cele mai fertile, pentru că i-au inspirat și estetica și practica picturală și până la urmă demersul muzeografic, muzeologic de la Muzeul Țăranului. Așa încât mă bucur că în pofida atmosferei contraselective și a decăderii tuturor standardelor în viața noastră publică din ultimii 10 ani, prietenii lui au rămas fideli,
au pus spre cinstea lor în pagina aceste trei zile de coloviu. Am văzut că cel puțin memoria lui este bine slujită și nu pencomiastic și exterior, ci cu dragul acela al unor oameni care într-adevăr au fost prietenii lui, adică oameni care nu l-ar fi lăsat, pe care nu i-ar fi lăsat niciodată într-o dificultate, oameni asemănători ca formă mentală cu el, ca sensibilitate ortodoxă totodată. Și cred că e nu o reparație, pentru că n-a fost niciodată uitat, dar un mod de a întreține memoria unei figuri despre care am cel puțin o întrebare, îmi tot revine de când melancoliile mele s-au agravat. Cum s-ar fi simțit dacă ar fi supraviețuit până astăzi, cum spunea Horia Patapievici, nimic mai plauzibil decât să-l fi avut printre noi deja la 82 de ani, o vârstă care în zilele noastre nu mai are nicio semnificație matusalemică. Cât ar fi fost de, cât ar fi rămas din entuziasmul lui, din încrederea lui într-o Românie adevărată, distrusă parțial sau total de comunism și regăsită pe linia tradiției, bineînțelese. O întrebare la care n-am să am niciodată un răspuns, dar bănuiesc că ar fi fost tristețea pe care zici că ai simțit-o în acea ultimă întâlnire, cred că s-ar fi adâncit făcându-l să se schimbe, făcându-l poate mai puțin ușor de recunoscut. Mulțumesc pentru această introducere în dialoguri, în colocviile noastre. Domnule Costion Nicolescu, vă e rândul dumneavoastră acum. Ați fost aproape de el în titoria pe care o știm cu toții și o apreciem, o admirăm, Muzeul Țăranului Român. Ați făcut parte din echipa care, să zicem, a construit pe ideea lui Horia Bernea acest monument de artă, să spunem, nu? Cum îl rememorați acum? Da, așa este. La un moment dat am ajuns la Muzeul Țăran Român, nu direct în echipa lui, decât dacă luăm așa o echipă generică cu toți care erau în muzeu. Îl cunoscusem înainte, spre deosebire de Mihai Sârbulescu sau de Gabriel Liceanu, nu știu momentul când l-am cunoscut exact, ne-am trezit cu el, noi în preajma lui și el încă noi, cum spune Doru Baconski, orienta liniile de forță în orice spațiu intra. Nu puteai să nu te îndrăgostești de el. Iar după aceea, sigur, se descoperi valoarea, să-i spunem așa. Eu cred că el este, și o să revin imediat și la muzeu, pentru că e foarte important muzeul în economia vieții lui și a operei lui. Eu cred că Dumnezeu, din când în când, ne dăruiește niște oameni. Niște oameni, le spunem genicul, sau putem să spunem oricum, care sunt trimiși ca să ne exprime și să ne reprezinte și cu care noi, pe urmă, să ne validăm. Noi ne validăm ca neam prin niște valori, în primul rând. Și, sigur, cu spiritualității de genul, să spun, spiritualității țărănești sau bisericești, dar te validezi prin oameni care te exprimă și care, în fața Dumnezeu, valorifică datele tale. El, mi se pare că este dintr-o serie obișnuită de profesionist bun, de om bun. Toate astea le avea, extraordinar, și din toate astea e ceva mai mult decât atâta, care iese din serie. Acum, ca să nu uit, această despărțire pe care a avut-o față de tine, într-un fel sau altul, am văzut mult care și-o amintesc pe al lor. A fost ceva, la mine, de exemplu, a fost așa, ne-a chemat în ultima zi, pleca a doua zi, deci ultima zi de servici, comitetul director era Irina Nicolau și mai erau și alții dintre specialiști și a luat la revedere, a distribuit sarcinile pentru că ținea să fie foarte corect și când pleca, 3 luni, 6 luni după ce a terminat, să zic,
baza muzeului lipsa ca să picteze, ca să, cum v-a spus la 6 luni, acolo, 3 luni în sudul Franței, pe rând te dea. Dar, ținte, m-a luat de umeri, m-a privit în ochi, tot așa, dădeam să plec cumva. Și zice, Costioane, Costioane. Erau două cuvinte, o privire, ce l-am văzut înainte să când a venit părintele Ioan la mine acasă într-o zi, ca să vorbim puțin despre ce urmează să se facă, și am văzut un film în care apărea și el. Ceva ce mi s-a repetat și aseară. Noi aseară, după ce s-a terminat transmisia noastră, am văzut interviuri de la profesioniști. Așa cum e el montat, dar spune niște lucruri extraordinare, mai ales, cum să spui, cu o valoare în plus, pentru că e făcut acel interviu cu 2 luni înainte de a pleca dintre noi. Și câteodată când îl văd, îmi vine așa o stare de grație, de prea plin, să-i spun, care poate să ducă, să zicem, până la lacrimi, care nu sunt nici de tristețe, nici de nostalgie, nici de bucurie, chiar e un prea plin care vine și se revarsă spre tine și nu poți să-i reziști. Și sigur că, pe urmă, am ajuns la muzeu, cum am spus. Când am ajuns eu la muzeu, deja muzeul, exact când s-a aniversat un an de la înființarea muzeului, în februarie 1991, deja muzeul căpătase un prestigiu, deși nu se deschisese. Erau niște expoziții temporare, poate și aduc aminte unii dintre noi, care se numeau Ion, Maria, Prunc. Deja caracterul de muzeu antropologic era afirmat. Era toată lumea bună, însetată de cultura Bucureștiului, venea acolo. Erau unul dintre marile, să spun, fierberi culturale ale Bucureștiului în vremea aceea. Să zicem, mai era, trebuie să le amintim și pe ce făcea Sorin la Schitul Darvai aici în apropiere, tot așa, unde lumea venea, vroia foarte mult să descopere lucruri, să se întâlnească, să fie într-un unui mari culturi. Și eu am fost în 3 feluri din muzeu. Odată, cum am spus, într-o echipă mare anonimă, pe urmă într-o echipă concretă, când s-au făcut sele de icoane, cele 200 de icoane. De lucru, să spun așa, la care participa direct și permanent. Permanent vreau să spun tot timpul, dar da, am început până la sfârșit și, la sfârșit, în ca direct, o să spun, pus așa, n-am înțeles de ce, pe urmă avea eu rațiune. Ei, muzeul ăsta e mult despre felul cum l-a gândit, cum l-a realizat și despre el prin ceea ce a reprezentat ca realizare pentru cultura românească în context european. Și el spune undeva, îi spune lui Mihai Săbulescu undeva, un lucru despre pictură, spunea el atunci. Zice, eu am considerat ani de zile că tot ceea ce fac este să mă pregătesc pentru o operă foarte importantă, care va trebui să vină într-o bună zi, ca un moment de cruce, ca un moment de încercare. Încă nu a venit, spunea el atunci. Nu știu dacă e important să vină sau este important să fii într-o stare de așteptare. Asta cred că este mai interesant. Seamănă ceva mai mult cu ceea ce ar fi mai autentic, mai spiritual. Nu vreau să fac o paralelă cu rugăciunea, deși despre pictură se spune că este sora mai mică a misticii. Ca și rugăciunea, nu știi când dă ceva. Și m-am gândit dacă această pictură... De când e lucrul? Asta este din, e dintr-un interviu de-al meu, 96, pe care l-am luat eu. 96? Cred că da. 96, deci 97. E după ce era deja la muzeu. După, da, eram... Și inaugurase cu expoziția Triumf. Da, și... Da, asta era ce se gândea el și mă gândesc, fiindcă asta e, muzeul a fost făcut ca o pictură și se știe, el a spus-o, nu este o metaforă, ca o icoană. Deci pictură, dar ca o icoană, cu tot ceea ce presupune o icoană din punct de vedere al canonului, să zicem, pictural. Și asta se poate. Dar nu e o metaforă, asta vreau să spun. Așa a făcut. Nu e portretul țăranului, ci țăranul, exact cum apare, să zic, un om care a remis sfânt într-o icoană. E prezentat în această lumină, să zicem. Spun acum, general, sigur că poți să găsești pe colo, pe dincolo, portrete, chiar portrete de țărani.
Și atunci mie mi se pare că asta ar putea să fie considerată opera lui, aceasta pe care o aștepta și la care a lucrat. A lucrat la început zi și noapte. Era obsedat de muzeu. Acasă noaptea, unde se ducea și mai târziu. Era obsedat și era marea lui provocare. Și nu e ca într-un tablou, să zic, unde și acolo e greu, ai pânza în față, dar tu ești stăpânul absolut pe ceea ce faci. Mă rog, cu ajutorul Dumnezeu. Aici depinzi de multe elemente materiale, umane, și trebuia să iasă ceva ce gândea el și să controleze până la capăt. Și poate că mai revenim, nu vreau să lungesc, că știu că merge greu așa când unul vorbește prea mult, dar am găsit chiar acum un alt lucru despre muzeu. Eu acum pregătindu-mă pentru acest, de când mi s-a spus, ce am făcut pregătit? M-am uitat, l-am ascultat, l-am citit, m-am uitat și asta îi mulțumesc foarte mult celor care m-au chemat, pentru că mi-a prelejit această întoarcere la el cu multă atenție. Se întâmplă lucruri să-l ai grav și poate am, nu numai cu el, să te împărinte stăinloare. Stă acolo, care mi-e foarte drag. Nu mă uit la el decât când am nevoie pentru ceva, să caut, să nu știu ce. Sunt oameni dragi pe care ținem undeva acolo și ne sunt familiari, dar nu ne ducem să ne uităm destul de des. Și acum am găsit acest cuvânt al lui despre muzeu, care spune așa, în general, tot ce am găsit, mi se pare memorabil. Foarte rar, cred că găsești ceva care să zici, nu, asta, mă rog, e așa spus. Și spuse, pare așa cumva, tot timpul inspirat. Inspirat, de ce? Pentru că în el lucrurile erau coapte. Și când asta o să mai spun, când el a venit să facă muzeu, lucrurile astea erau coapte în el și toți scuturi pomul și cad fructele coapte și se hrănește lumea cu el. El spune așa și e extraordinar, nu știu, pe mine mă impresionează. Hai să ne gândim, un muzeu în care omul viitorului să înțeleagă cât de sărac este în comparație cu strămoșul lui. Un muzeu din care să lipsească pedagogia minoră, muzeul să fie un traseu viu de inițiere, ierarhic, accesibilă în funcție de interesul și pregătirea vizitatorului. Exact ca la biserică, dacă vrei. Și trebuie să fie menținut caracterul experimental. Nu experimentul joacă, ci dorința de aprofundare lipsită de autosuficiența știutului, în ghilimele, știutului tradiției. Nu povara poncifelor. Cât de dificil este să scapi de propriile tale clișee, clișee de prezentare mai ales. În fond, modul de prezentare înseamnă o atitudine față de obiect pe care o alegem. Dumnezeu iubește, aici se întâlnește mult cu Tarkovski și cu alții, Dumnezeu iubește ce este fragil, plăpând, fraged. Cum poate fi închipuită o muzeologie fragilă? Metaforă. Un muzeu care mărturisește prin obiecte martiri. Un muzeu ca un cântec, ca o respirație, un muzeu în care arătarea se face firesc, un muzeu care își repune zilnic întrebările. Și toate astea, care pot fi detaliate mai departe, le-a făcut, este zis și făcut. Așa era muzeul și cu multe alte subtilități, inclusiv teologice și inclusiv de artă, de zugrăvire și chiar și de știință etnografică și antropologică, o operă majoră. Și așa a fost receptată de oameni sensibili, o să vă spun poate câțiva dintre ei, i s-a spus la un moment dat de director de la Louvre, din vremea a venit, înainte să se deschidă, în Joia Mare, am citit de când, în Joia Mare a venit să viziteze, toată lumea pe brânci, pentru că a deschis muzeul cu expunerea crucii, iarăși sunt lucruri simple, o column, dar uitați că a făcut muzeu despre cruce, expunere. În primul rând nu era expoziție, era expunere, ceea ce deja deschide alt orizont și deschide ziua de Paști, exact cum merge crucea cu învierea. Putea să-l deschidă, nu știu, în Vinerea Mare sau să-l deschidă altă dată. A ținea la toate detaliile și amănunturile care nu trebuiau enunțate. Cine știa să le vadă, le vedea. Și acest director la Louvre a venit, i-a văzut la lucru, nici nu văzuse muzeul gata, era în ultimile pregătiri, cum ar fi
știu, la un vernisaj, când lumea încă mai agață pe pereți, mai sunt ciocane și sfor pe jos, și zice, sunteți pe cale să descoperiți un nou fel de muzeografie. Ceea ce era perfect adevărat, care a dus formă la Muzeul European al anului, la EMIA, și alte și alte recunoașteri de la oameni care sunt, în primul rând, directorul la Louvre, Michel Laplotte, nu era, cum să spun, un mare specialist, a văzut nu știu câte muzee, avea studii, trăiește și astăzi, are 90 de ani. Și la fel, iată, iar sunt recunoscător, să spun acum că mergem cu asta, a fost odată, a venit la noi în vizită cardinalul Christoph Schönborn de la Viena, cu nunțiul papal de aici, care știa românește și era un om foarte fin și el, și el n-a putut, Horia Bernea, n-a putut, m-a pus pe mine, pe cine să pun, dacă era vorba de biserică, un om extraordinar de fin. Asta am venit într-o duminică, eu m-am necăjit puțin atunci, eram eu așa, și m-am plimbat-o, l-am dus prin muzeu, cum era liniște, nu era înghesuială la muzeu, cardinalul cu nunțiul, nu știu ce, am vorbit, am spus, s-a uitat, n-am vorbit mult. Și a scris cum n-a scris nimeni în carte. Două rânduri, dar a simțit, totul a simțit. Vorbește despre nevăzutul care a făcut vizibil și tot tremurul pe care de spiritul pe care îl deosebește acolo. De altfel, în general, străinii au receptat, vreau să zic, și chiar și vizitatorul au fost mult mai receptivi. Intrase foarte repede în ghidurile astea cele mai selecte de voiaj și veneau tine cu două lustre, cum zice, muzeul țăran, veneau direct acolo, era punctul principal. Pe urmă, sigur că sunt de descoperit în toată expunerea lui, făcută cu echipe conduse de el, sunt de foarte multe subtilități pe care, mă rog, sigur că eu le-am auzit de la el și le știu, altele sunt și vizibile. Și ele transmiteau, deci când intrai la noi în muzeu, și cred că asta a simțit și voi, totodată era altă atmosferă, era o atmosferă de, îți venea să te închin, dar nu pentru că erau cruci, pentru că atmosfera decupată în acel spațiu era altceva. Și era fiorul acesta mistic care venea, cum să spun eu, nu blând, dar se insinua și îl trăiai cu la un nivel de foarte mare gingășie și a ta. Eu spuneam undeva, ca să fie, să se bucure cel care vine și vizitează, sau ca să se bucure de un tablou, trebuie să faci lucrul ăla cu bucurie, apropo de tristețe. Deci, zice, dacă eu nu fac cu bucurie lucrul ăla, nu se va bucura niciodată celălalt care vine, vizitatorul sau cel care vede o pânză sau alta. L-a apreciat de acolo, de exemplu, am văzut că se simțea bine, apropo de ce spuneai la conferința asta, se simțea bine în lucrul său. Și astea, să te simți bine în lucrul, ceea ce e foarte greu. Poate să nu, și, orice, poate o să vorbesc cu oameni și de faptul cum lucra, adică raportul ăsta dintre când faci, cât faci, cum faci. Am un citat aici, spunea, cred că într-un interviu, singurele alcătuiri care răzbesc în eternitate sunt cele care se nasc și se învecinează și se înlănțuiesc organic. Punea autentic în legătură cu acest organic, toate elementele într-o realitate erau vii pentru că erau împreună. Cum ați perceput, domnule Horia Roman Patapievici, această pasiune pentru autentic, aici incluzând și admirația pentru tradițional, tradiție, nu? Aș spune în felul următor. Plec de la o observație pe care Doru Baconschi a făcut-o, aceea că a scos țăranul din, și aici poți să folosești multe formule, din ruralitate, din emotivitatea lăcrămoasă, din adorația tâmpă sau limitată,
sau din sămănătorism. Există multe formule ale țăranului în cultura română, care au fost toate compromise de ceva. De ceva de tipul următor. Ca să folosesc formula noastră, s-a strecurat o inautenticitate în raportul dintre cel care îl iubea pe țăran și țăranul însuși. Realitatea lui, ajungând să fie multiplu de valorizată de-a lungul timpului, și aici l-a găsit Horia Bernea pe țăranul român. L-a găsit într-o stare de devalorizare emoțională, dacă limba noastră a putut să folosească cuvântul țărănie pentru a desemna mitocănia, asta este un martor care nu poate fi ocolit. Țăranul s-a degradat în mintea noastră progresiv. Horia Bernea l-a scos complet pe țăranul român din sămănătorismul emoției noastre. A găsit în el o demnitate, o situare a lui, care sper că nu va mai fi de acum ocolită în spațiul public, nu spun în cultura noastră, în spațiul public. Interesul pe care Costion Nicolescu l-evoca la începutul anilor 90, în acel unic deceniu în care Horia Bernea a inventat Muzeul Țăranului Român, l-a tradus în carne și oase și l-a făcut să trăiască. În acel unic deceniu, țăranul român nu a mai semănat deloc cu Muzeul Satului Român, cu sămănătorismul, cu țărănismul, ori cu mahalaua rurală. Ce a inventat Horia în țăranul român? Pornind de la cuvântul dumneavoastră autentic, adică de sine stătător, și folosindu-mă puțin de cuvântul tradiție, aș spune că l-a smuls din tradiția care îl diminua pentru a-l restitui unei tradiții care, deși este extrem de vie, este adeseori fie confundată cu tradiționalismul, fie pur și simplu nu este văzută. Ce era la Horia Bernea extraordinar era capacitatea de a vedea lucrurile într-o dimensiune care există, dar care este adesea fie confundată cu învârtoșarea ei, raportul dintre tradiție și tradiționalism, fie cu inexistența lui, inexistența nevăzutelor. Costion Nicolescu a spus că exista o gingășie, o fragilitate, un elogiu al precarității, al vulnerabilității în felul lui Horia Bernea de a se raporta la lucruri. Am să dau un exemplu de muzeografie, ca să spun așa, de geniu muzeografic. În muzeu ce faci? Pui în evidență capodoperele. Cum faci asta? Construiești un postament sau introduci o firidă, arunci o lumină peste el, iar dacă e foarte prețios, pui un plexiglas acolo nenorocit, ca cel care separă nebunia oamenilor de o capodoperă, dar și vizitatorii de acea capodoperă. Cazul sculpturii Pietà a lui Michelangelo sau cazul Mona Lisei în Muzeul Louvre, tabloul lui Leonardo da Vinci. Horia Bernea nu a făcut așa. Pentru că el funcționa într-o structură a ființei în care precarul, fragilul, constituie evenimente esențiale, a conceput următorul lucru. Într-un rând, într-o sală, a pus niște cahle pe jos și niște cahle în firide sau în postamente. A făcut următorul lucru. Cele pe care le-a expus cu atenție din partea muzeului, adică pe soclu, în firidă și cu lumină, nu erau capodopere, nu erau bijuterii. Erau
lucruri așa cum ieșiseră din mâna meșterului. Existau și capodopere pentru ochiul nostru, pentru ochiul cultivat. Țăranul nu știu cum se raportează la ele. El are o familiaritate deopotrivă cu capodopera și cu obiectul, pentru că în capodoperă el vede obiectul. Iar când produce capodopera, o produce din firescul prezenței lui în lume, punct. Nu este, cum să vă spun, poziționarea factice a cunoscătorului față de bijuterie, față de capodopera. Nu, nu. Trăiește într-un firesc al întrebuințării. Ei, capodoperele, din punctul nostru de vedere, din punct de vedere plastic, el le-a răspândit în mod aleator printre cahlele cu care ilustra acea sală. Alea pe care le-a pus în vedere. L-am întrebat, dar Horia, de ce ai făcut așa? Răspunsul este ca oamenii să descopere capodopera și să înțeleagă în același timp că există un raport între capodoperă și obiectul funcțional, pentru cultura țărănească vreau să spun, care nu e de lepădat și care pune în lumină ce Costion numea structura de ființă a precarității, a vulnerabilității. E, ăsta este raportul de autenticitate. Horia l-avea. Deopotrivă, pentru că era cultivat, vedea capodopera și deopotrivă, pentru că era inteligent, adică pricepea lucrurile, valoriza și precarul. Pentru că ele erau împreună în organicitatea culturii țărănești. Un alt exemplu de autenticitate la el este privirea. Privirea și atenția ei. Privirea are discernământ. Privirea nu este un mod de a arunca vizibilitatea asupra lumii. Privirea are discernământ. Discernământul, ca să-l înțelegem bine, îl asemuiesc acum cu actul de a-ți pica fisa. Când îți pică fisa, adică când înțelegi o treabă, se petrece, două lucruri se petrec. Unul este că în capul tău se declanșează o lumină și al doilea lucru este că acea lumină luminează raporturi între lucruri. Asta înseamnă să-ți pice fisa. E bine, Horia privea lumea într-un fel care te făcea și pe tine să-ți pice fisa din punctul de vedere al vizibilității lucrurilor. Un exemplu. Pe vremea lui Horia Bernea, Muzeul Țăranului Român avea o revistă care se numea Martor. Anca Manolescu, care lucra și ea la Muzeul Țăranului Român și care se ocupa de revista Martor, a venit într-un rând în care eram și eu în biroul lui Horia Bernea, a venit, domnul Bernea, iertați-mă, nu știu cum să pun fotografia asta a lui Berman, era o fotografie a lui Berman, pe copertă, nu iese, nu știu ce. Și Horia zice, ia să văd. Nu știu, a pus pe masă, a luat un marker, ceva gros. Horia și-a zis, pe fotografia lui Berman, a zis, uite, pac, pac. Și a tras instantaneu, așa cum sunt caligrafii orientali, care se concentrează două ore, după care, pac, fac un gest fulgurant, și rezultă capodopera. Imediat a găsit încadrarea. Anca Manolescu s-a uitat la ea și a zis, da. Și Horia a zis, dragă, evident. Ce înseamnă aici evident? Înseamnă discernământul privirii. Este o privire care decupează lumea după raporturile adecvate. El avea un cult nu numai pentru cuvântul organic, cum bine a reamintit Doru Baconski, ci și pentru cuvântul adecvare. Atunci când vorbea despre raporturi sau despre, în continuare, discuția, când vorbea despre materialitatea picturii, de exemplu, și o distingea de materia ei, el valorizând pozitiv materialitatea, vorbea întotdeauna de adecvare, pentru că adecvarea este, de fapt, discernământul. Privirea lui avea discernământ. Când are privirea discernământ? Când mintea ta este atentă, când mintea ta este trează. Horia avea o minte trează. Asta îi permitea să fie atent și atunci vedea ceea ce noi, laicii, numim autenticitate. Pentru noi este un raport de fulgurație. Domne, acum sunt autentic.
Pentru el era un raport de cotidianitate, pentru că mintea lui era trezită, atenția lui era vie și atunci privirea avea discernământ. Domnule Baconschi, vă rog, dacă simțiți nevoia. Sigur. Sunt convins și eu că Horia Bernea a făcut un eseu de antropologie personală, proiectând o figură inefabil ortodoxă în sens patristic, biblic, profund tradițional al țăranului român, care nu s-ar suprapune cu rezultatele seci, descriptive, cantitative, nu mai vorbesc statistice și așa mai departe, ale unei anchete antropologice de tip gustian, să zicem, în tradiția școlii franceze de sociologie și la începuturile antropologiei culturale în anii 30. E adevărat că demersul acesta de a pune prin prisma peste 90.000 de artefacte reunite la Muzeul Țăranului Român de pe tot teritoriul românesc, de a pune acest eseu personal într-o ecuație a renașterii în libertate, în început de democrație, a unei societăți traumatizate de totalitarism, avea și o conotație anticomunistă. Pentru că, într-adevăr, dacă ideologia bolșevică a detestat ceva atunci când a declanșat lupta de clasă ca motor al dezvoltării sociale, a avut în vedere omul tradițional, omul cel mai legat de mume, de arhetipuri și așa mai departe. Cu toate astea, Bernea nu gândea țăranul într-o optică platonică, pentru că autenticitatea și estetica lui organicistă îl făceau să refuze tensiunea tipic gnostico-platonică dintre materie și spirit. El vedea cosmosul ca pe creația lui Dumnezeu și el orchestra liturgic și considera că omul este simultan în cele două registre, ele nu trebuie opuse, nu trebuie separate și nu trebuie nici măcar ierarhizate, pentru că materia cea mai umilă e destinată unui proces inclusiv de transfigurare eschatologică. Deci el avea... Potrivit, iartă-mă că intervin, potrivit dogmei cristologice. Da, exact, Calcedonul, cristologia calcedoniană, mă rog, cum să spun, eu l-am tatonat și am văzut, citise, îi plăceau foarte mult zicerile patericale pentru paradoxul pe care îl propun în permanență, dar cred că chestia asta avea o parte cultivată și o parte născută la el, era pur și simplu și o chestiune de fire, de temperament. Însă era obsedat de faptul, de motivul ăsta, l-am traduce azi, să zicem, post-babilonic. Omul tradițional, așa cum au arătat și studiile unui Mircea Eliade la vremea lor, împărtășea niște trăsături mai aproape de portretul acesta adamic al omului primordial. De pildă, cultul vestigiului. Ideea că dacă o operă e neterminată, e mai grăitoare decât una prea aproape de o desăvârșire ostentativă. Se găsea în Japonia, nu? De pildă, unde iarăși găsești un om mai apropiat de niște rădăcini tradiționale adânci. Japonezul care lipește cioburile unei cești de porțelan cu dâre de aur. Da. Deci, de ce face chestia asta? Tocmai pentru că îți arată că fragilul este deasupra solidului, că vestigiul este mai sugestiv decât blocul compact. Și de asta și când ne plimbam prin muzeele Romei, era încântat de tot ce e ciobit de timp, de tot ce e lucrat de timp. Asta și observam de pildă la Teatru Di Marcello. Era fascinat de faptul că piese din templele antice fac astăzi poarta de intrare de piatră într-o tutungerie. Sau că la Teatrul Di Marcello, peste ruinele teatrului antic, s-a construit un strat de cărămidă pentru niște palaține așa renascentiste,
în care arde azi lumina electrică pentru că sunt niște tipi care locuiesc acolo. Și era fascinat de următoarea teză. Estetica este un epifenomen nesemnificativ al viului, al vitalității. Ceea ce contează și face geniul Romei este capacitatea acestor oameni de a trăi împreună de 2700 de ani. E mai important decât inventarul arheologic. Țăranul cu cultura lui rămâne în urmă sau este victima a modernizării. Da. Deci el n-a fost doar un epitom al tradiționaliștilor, un alibi pentru ei, ci a fost și o tenace conștiință vinovată pentru modernizatori, pentru că țăranul și cultura lui vor rămâne fatalmente în urmă. Da, e logica progresistă, teleologică, finalistă, istoricistă, care te face să vezi timpul ca pe o cursă spre dezvoltare tot mai impetuoasă, tehnică și intelectuală, socială și economică. Bun, ca om prin excelență tradițional, ca mentalitate, Horia Bernea gândea în termenii nostalgiei paradisului, în termenii ciclurilor, în termenii declinului, în termenii consecințelor căderii omului. Deci vedea omul, și de aici și legătura lui vie, nu neapărat dogmatică și practicantă cu ortodoxia, ideea că e nevoie de un mediator, pentru că omul nu mai are cum să ajungă la Dumnezeu. Nu mai are punte, nu mai are nicio legătură cu ordinea aceea. Sigur că pentru el idealizarea asta unui trecut, dar unui trecut arhaic, adică el detesta vechiul cu toate malformațiile lui ideologice și adora străvechiul, partea care se întâlnește cu preistoria, de fapt, știi? Adică cu locul acela unde prezența umană nu mai e consemnată, nu mai este contabilizată niciun fel. Dar e mai aproape de vocația originară a omului, știi, acela de a trăi în liber, în comunie cu Dumnezeu, pe care îl poate vedea. Dar mă simt cumva redundant în cele spuse, în măsura în care am bucuria de a fi convins că Roma Caput Mundi, cartea pe care am făcut-o împreună cu el, include cel mai complet testament estetic al lui Horia Bernea. Deci acolo, ca niciodată, luni de zile, printr-o formală resistematizare, el și-a dezvăluit modul de a înțelege pictura, arta, istoria, omul, relația cu Dumnezeu, valorile vizualului, tot ce ține de organicitate și toată această estetică bazată pe vestigiu, fragment și buna raportare a văzului la toate aceste elemente cumva criptate. Dar și mă bucur de ce? Pentru că, după cum se vede, el nu era un, evident, era ca pictor, se exprima în primul rând prin pictura lui, care trebuie privită, regăsită, expusă, făcută cunoscută, măcar pentru a înțelege. Și cum a înțeles Horia? M-a mirat o evoluție interesantă, ca dovadă că omul se poate dumiri pe parcurs. Știi că la începutul anilor 90, un critic deștept și competent de artă, Erwin Kessler, îl înjura pe Horia Bernea, pentru că îl considera patriarhul tendinței retrograde din grupul Logos și Prologos și așa mai departe. Foarte organică intervenția. Mă duc într-o zi la Muzeul Național de artă recentă, mare ăsta, așa, muzeu privat, nu știu ce, unde în sfârșit e și Bernea acolo. Și văd că domnul Kessler a făcut un dublu medalion așa de antropologie vizuală, Horia Bernea Ion Țuculescu. Foarte bună lipeala. Și mi-am spus, dom'le, iată că un om care n-a înțeles, a înțeles până la urmă. Și e greu de înțeles, e greu să nu crezi că asta este pur un fel de post-impresionism pointilist, pur figurativ și, nu? Grădinile, toate. După aceea descoperi nivelul simbolurilor care uneori sar în ochi, precum coloana, dar alteori sunt difuze.
Și mult mai târziu înțelege această estetică epifanică a materiei transfigurate, care nu se opune spiritului și care, până la urmă, echivalează ontologic viața paradisiacă și umbra ei terestră. Spunea Horia Bernea că cele două trăsături ale picturii sale sunt bidimensionalitatea și materialitatea. De ce credeți preocuparea pentru aceste două elemente, să zicem? De ce le-a ales, așa să fie? Cum domnul Costion, domnul Patapievici? Eu acum aș dori să puțin să nu mă înțeles ce s-a spus înainte. În legătură cu raportarea la Țăran și ce e cu Țăranul, să spunem, cum îl vedea Berna și cum e în realitate, că eu îl vedea. A trebuit să mergem la două lucrări peste care nu se poate trece și care sunt extraordinare, nu-i bun cuvânt extraordinar, sunt foarte la obiect și minuțioase și cu un punct de atac foarte bun. Cel al Ernest Berna, civilizația română sătească și spațiu, timp și cauzalitate la Țara Română. Uitându-ne acolo, vom vedea că nu este, nu știu, te închin, câtă înțelepciune, câtă viziune asupra lumii, fără studii, fără facultăți, este o viziune directă pe care o aveau, că spunea de neolitic înainte. Deci, de aici pleacă Horia Bernea din această gândire și studiu, sunt cărți de studiu cu spuse, transcrise, cu sinteze, cu considerații și care arată exact ce este cu spiritualitatea aceasta, cum se raportează, nota bene, spațiu, timp, ce face Kant, ce fac și alții, cum se raportează el și vedem că nu este de multe ori cu o viziune mai slabă, dimpotrivă. Din ce cauză, el o spune undeva, pe ce se bazează, unde vine acest lucru. Asta e una. În al doilea rând, dacă vorbim de obiecte, și mi-aduc aminte, 90.000, într-adevăr, și spune undeva, am văzut în câteva luni 90.000. E enorm, e enorm. Și zice, aveam foame de ele. Cine ar mai făcut așa? Aveam foame de obiecte, să le văd. Și din când în când ne chema și pe noi. Noi, să zicem, oamenii cercetători, muzeografii, ca să vedem colecție, că altfel n-aveai cum să le vezi în depozit. N-aveai acces așa ușor. El putea să... Și se desfășurau, sunt și filmate. Și țin minte, odată se făcea o selecție pentru expoziție în străinătate și erau niște scoarțe, niște ceramică, se încerca o mică selecție. Și zice, pentru astea, zice, în două feluri, poți să trăiești, să tot trăiești și poți să mori. Era aceeași reacție în fața acestei frumuseți ca în fața, ne gândim la personajul din Proust, Bergot, care se duce și moare pentru că vede o tușă galbenă și sacrifică sănătatea, se duce. Pot să mor de frumusețe și îl vedeam și asta este crezul sau pilonul Muzeului Țăran Român, acest atașament al lui, l-a spus al lui Dostoievski cu frumusețea care va mântui lumea, a făcut și tablouri pe tema asta, dar... Și totul probabil frumusețe. Sigur că frumusețea nu este numai estetică, să zicem. Deci, obiectul slab. Deci, se duce un băiat din muzeu, găsește o cruce, vine cu ea, o cruce amărâtă, cum vedem prin cimitire. Și a luat-o, a pus-o acolo pentru că a lucrat timp asupra ei, se adaugă. Și materialitatea, așa o văd eu, cum vedea el, este spiritualitatea intrinsecă sau potențială a materiei. Iau un lemn vechi și văd că are materialitate. Și, urmă, asta, te uiți la el, știe, că l-a mâncat timpul, că a fost ploaia, că a fost vântul și capătă, nu e spiritualitate, încă e materialitate. Urmă, vin eu, meșterul, ce-o-i fi eu, țăranul, artistul, și încarc de spiritualitate, obiectul, îl pun într-un context. Ca să spună ceva ce nu spunea, îl cioplesc, nu știu, e piatră. Și așa, prin această intervenție, materialitatea e capabilă să capete spiritualitate. Formă, chipul. El de la început, asta o știți cu toții, emblema Muzeului Țăran Român era țăranul Gheorghe Tatomir,
din Râșnov, de acolo, între Adabran, o figură extraordinară, îl întâlnise și Regina Maria și îl chemase la Adabran acolo să-i facă poze, să-l fotografieze, un om care n-avea școală deloc, care nu știm ce a făcut așa, a fost, au luat formă și alte fotografii, dar care avea o ținută, cum spunea de Lord. Spune el aici, odată, și sunt lucruri pe care le spunea din toată inima, nu era conștient de și vrea să vadă raportul dintre pierdere și păstrare, dintre degradare și salvare și ce se poate face. Zice așa, Dumnezeu știe de ce mă simt așa de mândru în fața unei imagini cu un țăran sau o țărancă. Este un sentiment foarte puternic. Nu știu dacă este mândria, o bucurie de cercetător, una artistică, una de tip estetic sau este în fond o mândrie mai dificil de recunoscut și anume aceea de a fi rudă cu oameni extraordinari, de a nu fi din același neam cu șefii de astăzi. Omul mediu din România era un om remarcabil. Și acum el nu mai există. Avantajul meu, din care îmi vine bucuria, este că eu sunt conștient că acest om a existat. Și eu cred că acest om poate ieși oricând la suprafață. Calitatea umană îi permite asta. Nu este mort. Poate avea loc o resuscitare. Sunt lucruri dificil de demonstrat printr-o argumentație în ghilimele științifică. Dar în momentul în care privești orice poză, să zicem de la 1900, începând cu cele de la muncitorii, de la nu știu ce, care fabrică și terminând cu notabilitățile amărâte dintr-un sat de prin cine știe ce coclauri și vezi cum arată toți, cam cum arată Consiliul de Ministri Britanic. Toți, dar toți arătau așa. Iar în ziua de astăzi, cei din guvern arată cum arată. Eu nu pot să cred că lucrurile astea s-au pierdut complet, căci mulți dintre copiii acelora trăiesc, sunt pe stradă acum și arată cum arată. Există o anumită parte a vieții care s-a degradat treptat, progresiv. Asta legat de cuvântul progres, zice, progresiv. Irevocabil și iremediabil. E o parte subțire a existenței care s-a dus, și anume aceea raportul de finețe, apropo de reclajele tale de finețe, raportul de finețe între oameni, între oameni și lucruri. Ea ținea de educația creștină în mod cert. Deci, el, sigur, ca să nu zice, vede toată pierderea, toată degradarea, dar crede că undeva rămâne, sunt niște constante. Și constantele astea, zice, când zice, vreau să fiu contemporan cu toată pictura lumii, ca să fiu contemporan trebuie să-i văd constantele. Și atunci sunt contemporan. Deosebirile, bineînțeles, mă personalizează, dar constantele acelea îmi dau mie posibilitatea să fiu și cu cel de la Altamira, și cu cei din pictura romanică, și cu cei de astăzi. Și de aceea el zicea un lucru care nu știu cine, dacă vrem unirea Europei, zice, nu trebuie făcută cu ochii înainte, ci uitându-te la omul tradițional, pentru că acolo se întâlnește Europa într-adevăr. Există o conivență între straturile prime, arhaice de, sau mă rog, medievale, sau cum vrem noi, de oameni. Se aseamănă acolo mai mult și poți să găsească temeiuri comune. Bun, asta putem să spunem și din punct de vedere religios, nu era încă schisma și așa mai departe. Acolo trebuie căuta el. De aceea, pe lângă faptul că muzeul, ce a zis el de muzeu? A zis, vreau să fie un reper, așa și-a propus, să fie național, dar național, nu național, cum e Teatrul Național sau nu știu ce, ci să spună despre nație, să spună. Adică, și zice, omul când vine să vadă și să cunoască puțin cine a fost aici, pe locul ăsta, cine a trăit, cine a făcut. Că tot scopul lui cu expunerile, cu obiectele, cu subtilitățile care vă spun și gândirea lui Toledo, sunt în fond ca să omul care trece pe acolo, aproape natural, să se gândească, măi, dar cine a făcut lucrurile astea? Nu sunt făcute cum fac albinele miere și furnicele mușuroaie. Sunt făcute de un om care știa să se raporteze la Dumnezeu, la natură, la semeni, care era așezat bine de tot și, bineînțeles, o societate care nu era raiul pe pământ. Păcatele și toate lucrurile astea sunt pretutinde în toate epocele și în toate societățile. Dar erau criterii de valoare, erau lucrurile bine întemeiate și știai că dacă ai greșit, ai greșit. Nu spuneai că dacă am greșit, vai, că e bine așa. Nu era confuzie.
Ori asta, această noblețe și de gândire, și de simțire, și de raportare o apreciere și lucrurile, s-a putea spune, asta a fost una din acuzațiile care s-a dus imediat muzeu. Băi, băiat, e frumusețea muzeu. Mai m-a venit directorul după aceea, zice, bine, dar țăranul nu-și bătea nevasta? Îi trebuie arătat undeva cum își bate nevasta sau chestii din astea. Nu. Orice lucru se propune și se studiază prin performanță. Ori acolo, dacă cineva, cine intra acolo, nu puteai să vezi că cine a făcut toate lucrurile extraordinare, care zice că pot să mor văzându-le. Le-a făcut, sigur că recuperarea, și tot asta și-a asumat-o și în pictură, și în cultura asta, o vocație de recuperare, de readucere al unor lucruri care, zice, s-au fost abandonate fără să fie epuizate. Era atent la toată. Și de-aia, zice, și în pictură. Eu am revenit la niște lucruri. O să vă zic, zice, eu nu știu pentru el, pentru atelierul meu. Eu să-mi fac aici pânzele mele, să arăt că sunt bun. El se vedea, apropo, cu resacralizarea, zice, gestului picturii. A gestului picturii se resacralizeze. Dar nu ca un sacerdot care oficiază de undeva, nu știu. Această sacerdotalitate o vede în termen de slujire, nu asta, să slujești pe tine, bineînțeles, dar și pictura și te simți responsabil pentru o zonă mai mare decât atelierul tău și, sau, mă rog, cel mult clasa ta de ucenici. Mai fac o pauză, că... Cred necesară o interpretare a acestor două dimensiuni pe care el și le definea asupra picturii lui, da, bidimensionalitate și materialitate. Da, de acord. În felul ăsta vreau să situez și modernismul lui Horia Berner. Și încep prin îl insera pe Horia Berner în curentul de pictură românesc al generației care intră în spațiu public cu lucrările lor în, să zicem, în 1960. Trebuie să înțelegem care este problema la care pictura acestor oameni este un răspuns. Modernismul, și aici în mod judicios și Doru Baconschi și Costion Nicolescu au evocat arhaicitatea. Modernismul, de fapt, este o renaștere programatică a arhaicului. Modernismul se opune academismului european în pictură, se opune acelei mari tradiții care fusese a celor mai mari renascentiști, cei trei, Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo, care a trecut această supremă formă a retării realității, inclusiv spirituală, pentru că subiectul celor mai multe tablouri renascentiste este spiritual, este dogmatică creștină, sunt reprezentări legate de revelația creștină și de tradiția ei. Dar acest mod de a reda invizibilul, care este bazat pe tridimensionalitate, este bazat pe materialitatea volumelor, a corporalității vizibilului, a fost marea artă a barocului, a fost marea artă care a dat, de fapt, stilul occidental în pictură pentru 200 de ani și mai bine. În secolul al XIX-lea, acest stil a devenit academism. Uneori, academismul acesta era extraordinar de frumos. Bouguereau, de exemplu, este un pictor trecut la academiști, nu la pompieriști, care este formidabil. Mulți dintre acești pictori academiști sunt formidabili, dar reacția față de ei a fost o reacție de natură spirituală. Pentru că a venit o generație de tineri care nu s-au mai simțit reprezentați de spiritualitatea reprezentată de această pictură. Această pictură însemna două lucruri. Însemna un subiect de reprezentat și o manieră de reprezentat. Această tânără generație, primii moderniști,
au spus nu ambelor lucruri. Pe de o parte a fost un refuz al Mimesisului și un refuz al... Da, al acestei mari tradiții europene în pictură. Când Horia Bernea opune bidimensionalitatea și concepția lui despre materialitate acestei tradiții, el o face ca modern. Dar există două generații de modernism. Este generația de modernism care vine imediat după 1900 și problemele ei sunt de natură spirituală și tehnică. Tehnicul privește modalitatea în care vizualitatea este construită într-un tablou pentru a reda o spiritualitate. Să nu uităm totuși că Kandinsky, Mondrian, Malevich sunt oameni care reinventează pictura pentru că au aspirații spirituale. Manifestul modernist nu este manifestul futurist în pictură, nu este manifestul futurist din literatură, care este pur nihilist. Apoi Dadaul este altceva, cum știm de la Hugo Ball, care moare ca catolic, dar aspirațiile lui, cum se vede din jurnalul Mișcării Dada, sunt de natură spirituală. El când spune sunt împotriva rațiunii, o spune pentru că sunt în favoarea unei rațiuni mai înalte. Aspirațiile spirituale sunt prezente în modernism, iar Kandinsky, de exemplu, în 1911, publică manifestul acestui modernism vizual, care se cheamă Despre spiritual în artă, în special cu privire la pictură. Așa se cheamă, Über das Geistige in der Kunst, insbesondere in der Malerei, în 1911. Ei, această exigență spirituală cu timpul este absorbită de noua tehnicalitate a acestei arte. Vine războiul al doilea mondial, care este o catastrofă înspăimântătoare și care dă naștere în Occident, să-i spunem foarte global, neo-avangardei. În zona noastră este afirmarea realismului socialist. Care ce era? Era stilul marii picturi occidentale cu un conținut ideologic muncitoresc, țărănesc, prolit-cultist și așa mai departe. Ei bine, generația de pictori care restaurează la noi modernismul o face exact ca prima generație care s-a raportat în Occident la academism și la pierderea de spiritualitate a acestei picturi, se raportează la realismul socialist și la ateismul militant al acestei arte. Horia Bernea este un studiu de caz aproape pentru a vedea cum anume noi pictori moderniști se raportează la această situație. Soluțiile lor, pe care le vedeți la Paul Neagu, le vedeți la Mihai Sârbulescu, le vedeți la Horea Paștina, le vedeți la Paul Neagu, l-am spus? Da. La Marin Gherasim, la Paul Gherasim. Îl vedeți serialismul acesta la Horia Bernea. Serialismul acesta ce înseamnă? Se fixează pe o temă cu o tehnică și o explorează. Această explorare este de natură spirituală. La toți moderniștii români post-belici, la toți există o exigență spirituală care uneori poate fi ortodoxă, ortodoxizantă, în orice caz creștină în aspirație, sau spiritualistă în alt fel. Dacă ne gândim la Joseph Beuys, de exemplu, dincolo de antropozofia lui, amintiți-vă de revendicările lui, că el este șaman, el nu știu ce. Veritabilii moderniști, veritabilii, sunt toți animați de o căutare spirituală. La Horia Bernea, și o să închei cu asta, la Horia Bernea este evident că grădinile, dealurile, praporii, grădinile la Văratec, coloanele, nu vorbesc de iconostasuri, că aici este explicit, toate acestea sunt serii prin care el explorează propria tradiție spirituală care este creștinismul răsăritean.
toți pictorii moderniști de la noi pe care i-am evocat, inclusiv Paul Neagu, au această problemă pe care fiecare o rezolvă în felul lui. Temele sunt explicite. Bună oară, Paul Gerasim, să mă refer la el. Avem gestul pe care îl aprecia Horia Bernea, extraordinar, de la Malevici, care face un pătrat alb pe alb. Dar Paul Gerasim cu octogoanele lui de cupolă, care sunt alb pe alb, ce sunt? Rarefierea extraordinară în corporalitate a picturii lui Paul Gerasim și câștigul în ceea ce Bernea numea materialitate, prin transparențele, prin efasările, prin ștergerile pe care le obținea Paul Gerasim, ce sunt? Sunt interpretări vizuale a unei teologii pe care și Horia Bernea a căutat-o. Horia Bernea nu a făcut, spre deosebire de Paul Gerasim, care a încercat să figureze țărani, el nu a dat portrete de țărani. Omul lipsește în opera lui. În mod frapant. Și portrete. El n-a fost un portretist bun. Te înșel, îți arăt două cazuri. El nu a fost un portretist. Nu a acceptat niciodată aceste. Aici de sondat chestiunea asta. De ce lipsește omul într-o estetică lipsește la aproape toți moderniștii români. Am să închei cu o ultimă remarcă. Când am spus că nu era un portretist bun, vreau să spun că nu era un portretist. Pentru că nu poți să fii un portretist bun dacă nu ești un portretist. El nu s-a exercitat în portret. Cum nu s-a exercitat când Paul Gerasim încearcă să facă țărani, ei sunt inferiori din punct de vedere artistic octogoanelor lui de cupolă sau altor lucrări. La Horia Bernea, absența extraordinară a omului din reprezentările lui îți ridică o întrebare, pentru că este, cum spune Doru, o antropologie pictura lui. De ce lipsește tocmai omul? Pentru că ce a figurat Horia Bernea este un portret indirect al a ceva, a unei sfințenii, a unei cumințenii, a unui mod de a fi în lume pe care un tip antropologic l-a întrupat, pe care el nu-l figurează sub forma portretului, ci sub forma lumii pe care el ar fi creat-o dacă chipul lui ar fi putut trece în grădini, dealuri, prapori, coloane sau coloane lavărate. E interesant și faptul că lipsește omul și Horia Bernea nu a pictat icoană, pe de altă parte. Deci în fața actului propriu-zis iconografic s-a oprit. Smerenie, teama de propria îndreptățire, de propria aroganță. Dar în orice caz sunt două limite, absența chipului uman, obsesia lui pentru faptul față de chipul lui Hristos, care e temeiul și icoana absolută. Dar pe el s-a figurat cristic când și-a făcut autoportret. Da. Și totodată faptul că nu. Bun, eu văd în. N-a făcut icoane în sens strict, care să fie, mă rog, cum a început să facă și la nesfârșit a rămas în icoană Sorin Dumitrescu, nu? Poate și pentru că gândea arhitectonic relația cu spațiul mai degrabă decât în. Da, da. Acum vreau să spun puțin să completez asta cu. Da, da, ne descurcăm, vedem, dacă ne descurcăm, dăm un telefon. El a fost în 71, e trimis la Paris la Bienala Tineretului. Se putea să fie în 71, ne dăm seama ce ani, era mare, 33 de ani cât avea. Și va ajunge la Bienală. Și zice așa, Bienala îți dădea o senzație de sfârșeală. Asta nu se potrivea deloc cu starea mea de spirit.
Eram aproape de dat în fiert, în ghilimele. Cum să spun, eram în plină eflorescență. Pentru mine totul era suculent, bogat, plin de viitor, iar din coace totul uscat, mort, în paranteză moarte artei, se circula chestia, terminat, clasat. E, și urmă, spune el, răspunde la această provocare și zice, vreau să mă, și să, mă zice, treptat mă apropiu de cult și de biserică, și ca o polemică, și cu ce e înăuntru, și cu ce, așa ca atmosferă generală, și să recuperez și genul și, și gestul. Asta e, mi se pare, oricare proiect ar fi căzut, se dus să ajung la 33 de ani la Arta, la Paris, ce fi fost la Biennale aia, proiect care era toate năzdrăvăniile din lume la momentul acela. Am un cuvânt de spus despre modernismul românesc postbelic. El, ca să fie bine înțeles, trebuie înțeles dublu, ca modernism și în același timp ca revendicarea unei spiritualități în datele în care exact primul modernism, cel occidental, și-a pus problema. Al doilea modernism occidental, să-i zicem neoavangardă de după al doilea război mondial, nu are probleme spirituale, are probleme tehnice. Și politice. Este din ce în ce mai politizat și din ce în ce mai nihilist sub raportul conținutului. În timp ce când modernistul român din al doilea val se duce la Bienală, el se duce cu exigențele lui și constată că, dacă tehnic vorbind sunt lucruri interesante de văzut acolo, din punctul celălalt de vedere nu e nimic de găsit. Exact așa cum, schimbând ce-i de schimbat, umanistul român care ajungea în Occident în, acela, în aceeași perioadă era terorizat de predominanța filozofică a marxismului și a... Dar era în modernismul pe care l-ai rezumat esențial, pentru că despre asta era vorba, o recuplare cu arhaitatea, o regăsire a unei spiritualități universale, cu adevărat, a universalului în pictură, era complicat și de apariția fotografiei, a reproducerii opere de artă, deci tot ce ținea de alienarea completă a artistului, făcător prin excelență de unicate, într-o lume în care opera de artă poate fi reprodusă mecanic, cum spune Walter Benjamin. Și până la urmă, e interesant în generația lui Horia Bernea că toți au mers oarecum pe cărarea asta, ea n-a devenit vizibilă decât după 89 cu adevărat. Înainte de 89 era transparentă doar pentru niște prieteni dintr-un cerc foarte restrâns, nu? Și în lumea asta eterică de vernisaje aia cu aproape clandestine, țin minte, în anii 80, se strângea lumea care descifra și într-o cheie sopică toate astea, polemica implicită cu ateismul socialist și toate astea, dar ele n-aveau răspândire. Practic, prin Muzeul Țăranului, prin discursurile articulate ulterior în Libertate, estetica acestui grup spiritualist din anii 60 a devenit un bun mai larg împărtășit, dar tot la fel de repede a și ieșit din atenția publică. Știi, dacă stai să te gândești că acum când vorbim, lăsăm la o parte cum au gestionat succesorii la direcția muzeului ce a creat la început Horia, dar nu mai e Muzeul Țăranului Român, nu mai este un loc chic al lumii bune din București, așa cum fusese încă vreo 5 ani după moartea lui. În termenii lui Benjamin și-a pierdut aura. Da, măcar 5 ani. Odată cu pierderea lui Horia și a Irinei Nicolau. Au apărut polemicile. A fost asta că aduc aminte acum și asta o să vă placă. Cunoște, cunoscut-o pe Irina bine, nu? Am cunoscut-o și am iubit-o. Zice, Irina spune undeva, de fapt și scrie, zice, dacă Horia nu era, nimic nu era. Muzeul nu era, mă rog. Absolut. Formulat foarte frumos. Da, unii au văzut în asta defectul major al muzeului. Da. Și au zis, a confiscat... Muzeul este extinderea atelierului lui Horia Bernea. Foarte da. Bine, nu da. Mi se pare. Dar acum, mai e un lucru. El spune, zice, am parcurs drumul invers. Deci, lumea se duce spre avangardă, să fie tot mai, să zic, în spiritul modernismului și așa. Deci, la mine a fost invers. Deci, eu am fost, și-a fost pe avangardă, da, a fost și cu conceptualiștii, care spune, mi-au dat o anumită rigoare, zice, dar, zice, eu am mers invers.
Și pe urmă dă, găsește o accepție, să zicem, mai proprie într-un fel și mai spirituală, dacă vrem, pentru avantgardă. Zice, astăzi avantgarda de să fii în, să fii în fața, să zicem, nu, trupelor, când înaintezi pe un front și vrei să cucerești ceva, ăla este avantgardă. Din coace un termen tehnic, că de fapt avantgarda se pierde de cele mai multe ori, lasă-o la altă avantgardă. Și zice, zice, vezi, stai cum spune aici, zice, acum, zice, avantgarda, da, acum avantgardist poți fi printr-o exprimare de cu totul alt tip. Și atunci, acum e citate acum, și atunci simpla revenire, vorba lui Caragiale, la glasa cu floarea de acasă și la mirosirea acestei flori, poate să pară un gest avantgardist și revoluționar, așa cum se întâmplă cu dealul, explică dealul. Mi s-a părut că ăsta este un lucru care merită să-l încerc, să-l investighez și uite așa am ajuns aici. Și într-adevăr, pentru lumea picturii adevărate, dealul a fost avantgardă, dar altfel avantgardă decât cea tehnicistă sau experimentală, așa, fără suport spiritual. Eu susțin că Horia Bernea trebuie interpretat ca pictor modern și anume reluând exact gestul primului modernism, în care există o diferență, o polemică, o diferențiere de tehnica mimesisului, dar în numele unei spiritualități pe care o investighezi. Serialitatea, și mi se pare extraordinar că toți acești pictori din generația lui au lucrat pe serii de subiecte. Asta pentru că pentru toți tehnica era o modalitate de investigare a ceva. A ceva ce nu poate fi atins, faptul că toți nu s-au exercitat în arta portretului și oamenii sunt rari în reprezentările lor, este pentru că toți au reprezentat natura ca portret indirect al unui tip uman pe care l-au căutat, pe care unii dintre ei l-au cultivat, și care era strâns legat de invizibil, de o tradiție care la noi este tradiția creștină și pe care toți, într-un fel sau altul, inclusiv cei care par mai îndepărtați de acest lucru, cum e Paul Neagu, l-au practicat și experimentat. Când este vorba de experimentalism al acestor moderniști români, vorbim nu de tehnicalitate, ci de o tehnicalitate care caută. Ori, dacă asta e de spus, atunci trebuie să ne recalibrăm privirea care decide că modernism și modernitate în artele vizuale înseamnă neoavangarda occidentală și să spunem că ce s-a întâmplat la noi este o formă a moderniștilor de a cădea în înapoiere. Eu contest profund ideea de înapoiere asociată cu modernismul românesc, pentru că vreau ca această formă de pictură să se numească modernism, pentru că este modernism. Bun, acum Horia crea foarte mult și făcuse și cu greu și casa de la Otopeni la, spre sfârșitul vieții, o casa lui, cu accentul pe atelier, cum îi spuneam eu, și care avea o formă, o curte interioară de vilă romană, ca dovadă. Pentru cei mai tineri, ar fi important să, ca pornind de la discuțiile consumate în aceste câteva zile de evocare, să nu rămână cu impresia că Bernea e un om vechi, un om străvechi și de mare semnificație pentru orice înnoire a artei, care vrând nevrând trebuie să recupereze spiritualul și să depășească, cum spuneam, tensiunea material-spiritual. Horia, la cât era de frenit, nu s-a vândut bine. N-a știut să-și facă marketing, nici n-a avut impresar ca lumea. Țin minte, la Roma apăruse o galeristă, Stefania Piga, care și întinsulase galeria Speaky de l'Est. Deci era, vrea să culeagă valoarea artistică din țările foste comuniste. Și țin minte cât de puțină lumea a făcut în lumea criticii de artă traducerile necesare, pasarelele, pentru a pune în valoare
acest patrimoniu din 60 până în 90 și mai apoi, nu sunt cunoscuți. El, țin minte, un colecționar italian versat, ceea ce e aproape pleonastic, a cumpărat pe o sumă derizorie un fabulos carnet de acoarele al lui Horia. N-am știut să constituim cota, pentru că am rămas prizonierii acestei discuții, cât de occidentali suntem, cât de sincronizați, cât de ce se făcea dincolo, se făcea de fapt și la noi, și asta va crește, vă va face să ne prețuiți ceva mai mult. Asta e motivul. Suntem atât de înapoiați, etc., etc. Când de fapt pictorii ăștia au fost în linii mari, în afară de pictorii oficiale a regimului și, mă rog, toți cei care au practicat propaganda vizuală, nu arta, pictorii ăștia au fost oameni care știau ce se întâmplă în Occident foarte bine și care au reușit, tocmai inclusiv cu, dacă mă gândesc la ultima etapă de revenire la un figurativism hieratic și simbolic al lui Horia Damian, după toate aventurile conceptualiste, abstracte și mai departe, tocmai pictorii noștri aveau, n-aveau de ce să se sincronizeze. Citeau, citiseră toate manifestele avantgardei. Erau oameni cultivați, erau oameni care făceau asta, n-au ajuns la recuperarea sacrului în pictură accidental sau doar cu ochii la un țăran român, știu eu, care putea să le fi fost bunic, dar care nu era sursa lor de inspirație. De asta și discuția despre Bernard trebuie să continue, așa cum nu avem un muzeu adevărat al creatorilor din generația lui, nu prea poți să-i vezi. Nu sunt în expoziții permanente, sunt prea puțin. Cred că nu vom putea vorbi de o adevărată vitalitate a artelor plastice în România dacă nu îi punem pe acești, dacă nu punem acea generație în care Horia Berna e clar un far, la locul ei, cu toate interpretările, și care să depășească mai ales ideea asta că dacă s-au ocupat de sacru, de creștinism, sunt puțin cam vetuști. Pentru că sugestiile din conversația noastră arată că există nivele de profunzime neaccesate, care nu sunt în urechea și nici în ochiul public și care necesită deci o operă grabnică de restituire critică, de discuție mai destinsă, mai ales că căpătăm un anume recul și putem acum să situăm de la o anumită distanță fiecare dintre acești artiști. Mă gândeam și la Oravițan și la caligrafiile lui epifanice și eucharistice. Toate lucrurile astea sunt cumva solidare și reprezintă un răspuns original al culturii românești între cele două modernisme, între cele două totalitarisme, dacă ar fi și înțeles, între cele două războaie mondiale. Doru, dacă ar fi înțeles ca modernism, ori noi nu-l înțelegem ca modern, noi îl înțelegem ca formulă locală, îmbrățișând, nu știu cum, o opțiune înapoiată. În primul rând, noi nu îi vedem pe ei ca reluând gestul modernist prin excelență, care este înnoirea limbajului tehnic, prin revendicarea, căutarea unei spiritualități. Occidentul nu mai face asta. Piața este, nu e a pictorilor, este a curatorilor. Iar pe această piață, noi nu intrăm pentru că, în primul rând, noi nu știm ce am făcut. Noi am făcut un gest modernist pentru a doua oară în perioada postbelică. Mie mi se pare un lucru remarcabil, dar această grilă noi nu avem, deci nu aveam încredere în noi, deci noi spunem, am făcut mai slab ceea ce ei făceau mai bine. Ideea asta pe care a evocat-o, că pictorii noștri erau necunoscători în ale Occidentului, este o prostie. Ei erau perfect cunoscători, dar perfect cunoscători ai Occidentului. Din câte știu eu de la prietenii mei, este, la un moment dat s-au întors la pictură. Ei vor să picteze, așa zice și Horia Berna, trebuie să pictăm pictură.
un modernismul ăsta, ultramodernist, nu știu ce, părăsește puțin pictura pentru totul escamatorii de atipici, de chestii intelectuale, într-adevăr, istețe, dar pictura de culoare, de raporturi, de toate astea sunt mai puțin... Dar un lucru simpatic asta, așa ca să... Zice el undeva, am dorit de multe ori să fac ceva imposibil. De multe ori. A vrut să facă așa. Și unul dintre lucrurile imposibile, care mi s-a părut mie foarte simpatic, este, zice, încercam, într-un fel, să mut în zona vizualului relația de incertitudine descrisă de Heisenberg. Adică să-ți propui așa ceva, ești cu adevărat foarte îndrăzneț. Făcuse, studiase și ceva fizică, Horia, și deci avea... Și precis că avea niște, poate că pe șofii și pe undeva, dar... Da, ei sunt, să uită, dacă nu s-a discutat prea mult în partea asta de... Ar fi fost interesantă problema asta să o discute cei din prima seară, Victorii puțin, cu modernismul și cu cele două care mi se pare foarte la obiect. Dar, mă rog, ne-am împărțit acum... Acum am rămas și fără moderator. Eu zic să ne apropiem de... E 8 fără 10 aproape, da. Deci suntem aproape de sfârșit și vă propun, Costion, Doru, dacă sunteți de acord, să-i dăm ultimul cuvânt lui Horia Bernea, am o propunere. În iunie 2000, lui Horia Bernea, Raluca Alexandrescu i-a luat un interviu în care el a avut prilejul, întrebările fiind inteligente, să articuleze arta lui poetică. Un pilon al artei lui poetice a fost materialitatea, ce numai el materialitate în pictură. Și dacă sunteți de acord, să-i dăm ultimul cuvânt lui Horia Bernea, am spicuit din interviul pe care i-l a dat Ralucăi Alexandrescu partea referitoare la materialitate, în care viziunea lui despre pictura occidentală și evoluția ei și rostul picturii în concepția lui sunt foarte clar articulate. În afară de icoană și de arta pompeiană sau de la Fayum, precizare, pictura de la Fayum acoperă în general perioada de început a creștinătății egiptene. Nicio altă pictură nu mai reușește să atingă, din punctul de vedere al unei bune plasări față de problema materialității imaginii, în sensul carnal al cuvântului, acea extraordinară calitate a materiei. Deci, arta pompeiană, icoana bizantină și pictura de la Fayum. Începând cu manierismul italian, la cumpăna lui 1500, începe o fenomenală descărnare, în urma căreia nu mai rămân decât carcase. Chiar stanțele lui Rafael sunt extrem de sărace în informație materială. Ele rămân puternice prin compoziție, desen, culoare. Materie nu mai e. Sunt în fond imagini care, finalmente, ar putea fi executate pe un ordinator. Ceea ce e imposibil ca un ordinator să facă, lucrând cu imagini virtuale, este să producă materie. Materialitatea se exprimă prin pastă, densitate, luciu, raport între densități, ornamente, vibrație. Nu leg materialitatea strict de prezența materiei, ci de justa ei prezență. O observație interesantă am făcut la Roma, într-o biserică cu foarte multă pictură barocă, poate că ți-amintești. Alt exemplu, într-o natură moartă cu o halcă de carne, adecvarea este raportul dintre reprezentarea ei și o bună exprimare din punct de vedere material în cadrul materiei picturale. Raportarea greșită la materie înseamnă o proastă plasare față de actul picturii și de justificare a producției ei. Se pot aduce foarte multe exemple în direcția asta, dar ce-i bizar e că n-am văzut-o decât odată cu descoperirea picturii romane. Eroarea oamenilor Renașterii,
care s-au inspirat în mod explicit din arta romană, de exemplu din Domus Aurea a lui Nero, care l-a influențat atât de mult pe Pinturicchio și pe alți pictori. Este eroarea lor că au preluat numai schema, au luat numai forma, neglijând materialitatea, deși stătea în fața lor. Pierderea aceasta se vede comparând pictura de secol XVI cu toată pictura toscană de secol XII-XIII, care este un fel de pictură provincială bizantină. Un alt aspect interesant este tehnicizarea. Dacă privim mozaicurile din secolele 8-10 la Roma și probabil oriunde, observăm căldura gestului făcut de mâna omului și nu printr-un procedeu tehnic. Pe măsură ce înaintăm în timp, procedeele se solidifică. Luând teza ghenoniană că lumea se află într-un proces continuu de solidificare, de la lemn, la piatră, la metal și așa mai departe, încep să-i dai dreptate. O fațadă merovingiană este extrem de caldă și de plină de informații, în afara schemei propriu-zise. Dacă o muți cu rigla și cu echerul pe hârtie, obții mult mai puține informații decât dacă o vezi. Pentru că materia are vibrații și poate să rezerve anumite surprize în juxtapunerea ei. Până să se ajungă la perfecțiunea tehnică, și există picturi romane impecabile, ca și picturile de la Fayum, de pildă, pictura creștină nu se formalizase, ceea ce se întâmplă de-abia în secolul al X-lea. Cred că o parte din reacția iconoclastă a fost îndreptată împotriva abuzului de materialitate. Icoanele dinainte de iconoclasm erau mult mai carnale, ceea ce a dus la concluzia că era nevoie de un grad de formalizare mult mai mare. Nu s-au păstrat foarte multe picturi din perioada respectivă. Există însă la Kiev un uluitor sfânt, Ioan Botezătorul, din secolul al VII-lea. E o pictură expresionistă nebună cu o materie extraordinară. Iertare că intervin. Ceea ce ați făcut dumneavoastră acum, ați încheiat doar o etapă, pentru că ați vorbit, ne-ați impresionat de cunoștințe, pentru că astea le bănuiam că le aveți, dar de îndrăgostirea pe care o aveți pentru pictorul, pentru artistul Bernea. Însă, atât cei de pe Facebook, cât și cei care vă ascultăm aici, am vrea să nu vă opriți și dacă ne puteți în continuare să vorbiți, să ne vorbiți despre Bernea, prezent încă în cultura românească. Așteptăm mai mult, spunea domnul Costion, că cei din prima seară au vorbit despre pictorul, despre curente. Dumneavoastră le-ați încurunat toate acestea, dar am vrea, dacă se poate, să continuați și nu vă este putință oboseala, să continuați în această direcție. Doar ca să găsim o formulă de încheiere. Nu vrem să ne luăm prizonieri, nici gazdele, nici urmăritorii de pe Facebook. Da, nu, așa, ceva general despre Horia Bernea în cultura românească, sigur că nu se poate spune cu sens, așa, într-un rezumat care ar fi bombastic. Nu, dar e puțin cunoscut, ăsta e adevărul. A fost o retrospectivă, a făcut Mihai Oroveanu un album cu mijloacele grafice mai modeste de acum niște ani. E prezent la muzeul acesta de artă recentă și, dacă nu mă înșel, de acum și la MNAC, nu? Așa. Sunt colecțiile particulare, există și piese interesante în câteva colecții, în general tot românești din diverse capitale europene, mă gândesc la Stefano și Tereza Ionescu, de exemplu, la Roma. Fiecare artist trebuie să-și ia vocația sa ca pe un dar de la Dumnezeu, adică și în chip de povară.
și cu obligația de a fructifica. Un astfel de artist are misiunea unui gardian, conservator al unui tezaur spiritual. În fața unei lumi amenințate de descompunere, forțată să-și renege reperele fundamentale ale existenței sale, artistul trebuie să participe la sensul sacrificiului ce a mântuit lumea. El trebuie să salveze. Iar posterității îi revine misiunea de a salva opera exemplară lăsată de Horia Bernea. Fiindcă da, el a fost, prin întreaga sa viață și operă, prin ctitoriile sale și prin statornicia prieteniei, un model. Coloana este autoportretul lui Horia Bernea. Este chiar el. Celor care au făcut posibile aceste întâlniri. În primul rând, familiei Doina și Constantin Sifta, prieteni apropiați ai familiei Bernea, care au găzduit cu căldură aceste mese rotunde. De asemenea, invitaților fiecărui colocviu, artiștii Constantin Flondor, Horia Paștina, Ion Grigorescu, Dan Mohanu, Mihai Sârbulescu, istoricului și criticului de artă Coriolan Babeți, doctorului Sorin Costina, colecționar și bun prieten al lui Horia Bernea, generozității domniei sale datorăm cea mai mare parte a lucrărilor din expoziția Horia Bernea de la Grădina la Iconostas, care s-a încheiat astăzi. De asemenea, ne exprimăm recunoștința și față de familia Roxana și Daniel Biuruțan și familia Xifta, care la rândul lor au contribuit cu lucrări la această expoziție. În cea de-a doua seară au participat părinții profesor Dumitru Pintea și Constantin Coman, care au dat de asemenea le mulțumim. Mulțumim invitațiilor din această seară, Horia Roman Patapievici, Teodor Baconschi, Constion Nicolescu. O bună parte, majoritatea dintre acești invitați au fost alături de noi și ne-au sprijinit și cu ocazia altor evenimente organizate de Asociația Leon. Mulțumim de asemenea moderatorului celor trei seri, Remus Rădulescu și echipei care a asigurat regia de transmisie. Mulțumim Muzeului Național al Țăranului Român, domnului director și echipei sale, care au găzduit timp de o lună expoziția Horia Bernea de la Grădină la Iconostas, parohiei Mavrogheni și prietenilor lui Horia Bernea, care au organizat parastasul la mormânt și ne-au primit să slujim împreună, să săvârșim împreună și această slujbă. De asemenea, un gând de mulțumire transmitem și doamnei Marga Bernea, care, deși nu a putut fi prezentă, a urmărit demersul nostru și sperăm că i-am adus o mângâiere cinstind amintirea domnului Horia Bernea. În fine, doresc să mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit transmisiunile pe internet și s-au alăturat nouă în această ascultare a unor gânduri ce ni l-au făcut pe Horia Bernea mai prezent. Mulțumim!